Putem, domnule. Da? Da, să începem atunci. Slăviți fie Domnul. Mă numesc Pavel Vasile, născut în comuna Drăgănești, satul Livada Beiușului sau Râtul. Momentan locuiesc în Beiuș, strada Brujorului, numărul 5. Vine foarte greu să dau un sfat la cineva. Nu știu de ce, întotdeauna. Dar cu toate acestea, cu ajutorul Domnului, poate și ca ultim îndemn înainte plecare, Domnul știe când va fi și cum va fi, văd așa de potrivit pentru situația în care ne găsim acum, așa nume. Îndemnul de la Geneza, capitolul 19, acolo unde îngerii spun lui Lot să iasă afară din Sodoma. Și le spune trei lucruri. Scapă-ți de asta. Să nu te uiți înapoi. Să nu te așezi în vreun loc din câmpie. Scapă la munte. Scapă-ți de asta. Și făcând asemănare cu ce spune Sfântul Apostol Pavel acolo la capitolul 12, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus, care pentru bucuria care l-a pus înainte a suferit crucea. A disprețuit rușinea și șade la dreapta lui Dumnezeu. Luați toată armătura lui Dumnezeu. Se puteți să ne apept împotriva tuturor înălțirilor diavolului. Pentru generația de acum, gândul acesta ar avea foarte mare importanță. Scapă-ți viața. Nu te uită înapoi. Aici parcă ni se spune tot ce avem de făcut. Fraților, nu-i vremea să mai ne uităm înapoi, nu-i vremea să ne așezăm în câmpie. Era plăcut pentru Lot în câmpie, dar ce cumplit plătea el dacă nu era Avram? Sunt trei lucruri de care depinde viața ta. Să nu te uiți înapoi, să nu te așezi, să nu ți se pară că aici în lume te așezi și stai liniștit și mai vine veșnic plecarea. Să nu te așezi înainte. Să alergăm cu stăruință în alegarea care ne stă înainte. Și mari lucruri să ajungi biruitor. Și cât de plăcut va fi atunci când spune cartea Apocalipsei, va fi îmbrăcat în haine albe cel ce va birui. Și numele Lui va fi mărturisit înaintea cerului întreg. Și nu-i voi șterge numele nici de cum din cartea vieții, pe cel care va birui. Eram la Covasna și treceam cu fratele Traian printr-o sală mare din coridoare pe acolo și cu alea era cât un televizor și chiar atunci se desfășura o competiție sportivă. Fratele Trăi mă ținea de mână și frate, oprește-te un pic. Eu, cum e obiceiul meu, nu ești băgat în seamă ce e la televizor. Era o competiție sportivă și erau niște tineri. Era mai mare dragul de ei. Erau chemați la alergare și fugeau cu așa putere. Îmi zice fratele Traian, uite-te, și începe să lăcrimeze. Și uite, frate, pentru o cunună care se poate vește și cum aleargă. Și atunci noi, nu se merită, zice, pentru o cunună care rămâne veșnic, împreună cu Domnul și iubitul nostru, nu se merită, nu se merită să-ți dai viața. M-a marcat atât de mult chestia asta, încât niciodată n-am săpătut-o. Vezi, din fiecare element, din fiecare lucru pe care îl vedea,
El avea ce să scoată. Eu eram ca un orb, nu, nici nu băga în seamă, ce e aia? Nici nu te uiți la el. Dar concluzia care o trage, din tot ce vede, nu se merită noi, frate, frate Vasile, nu se merită să rabzi? Ba da, frate, se merită. Să nu ne uităm nici în dreapta, nici în stânga. Dacă te uiți la ei, la cei din competiție, n-au timp. Abia au timp să sufle. Nu se uită nici în dreapta, nu se uită nici în stânga. Nici la celălalt, nici la celălalt. El știe un singur lucru. Ca și cum ai merge cu ochii închiși, să ajungă acolo. Dacă ar fi și în viața noastră gândul acesta, cât de fericiți am fi. Să nu ne oprim nici în dreapta, nici în stânga. Să nu ne așezăm nici într-un loc, nici într-altul. Ci să fim mereu cu ochii spre țintă, spre răsplătire, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Să ne uităm țintă, țintă la Iisus. Și atunci toate se luminează și toate se clarifică. Și atunci se vezi cum s-ar face unitatea, că nu s-ar pune accentul pe cutare, pe forme, pe cutare și pe cutare. Și numai Iisus să fie cel care să ne lege, că de fapt asta a fost Evanghelia. Și a Părintele Iosif, nu? Și a fratele Trean. N-a propovăduit ei, nici cu tare, nici cu tare. Nu spun pe nume cuvântul, dar pe Iisus l-au cântat în toate cântările, în toate meditațiile și mai mult ca atât în viața lor. De aceea au avut putere și har și de aceea erau și adunările așa și frații erau așa, plini de dragoste. Vrând nevrând te încălzeai, mergeai într-o adunare oricât ai fi mers de rece și de gheață. Când veneai de acolo, veneai ca dintr-o baie caldă. Dar unde? S-a schimbat Domnul? Nu, nu s-a schimbat. Să ne ajute Domnul, chiar dacă aici nu ne mai vedem. În ziua aceea, să ne vedem cu Ionatan, cu fratele, cu ai noștri, cu toți, cu toți frații și surorile noastre, că și numele noastre este pomenit între cei de-a dreapta sa. Să vedem atunci că n-a fost în zadar mica osteneală și mica credință pe care am avut-o și că n-a fost numai o utopie, o închipuire, tot ceea ce ni s-a propovăduit nouă. Ce a fost o realitate cu care să ne confruntăm atunci, să vedem că, într-adevăr, tot ce a promis El se va împlini tocmai. E greu deseori? Se merită, cum spunea frate Trean. Se merită, frate. Dacă pentru lume își dă viața tinerii, pentru veșnicie nu merită? Nu merită Domnul să-i dăm chiar nimic? Poate e ultima noastră întâlnire. Să rugăm pe Domnul să ne dea răbdare și har să ducem mântuirea până la capăt. Încă puțină, foarte puțină vreme. El auge toate evenimentele care se desfășoară în jurul nostru. Strigă și ne avertizează, aveți grijă. Domnul e aproape, El auge. Să nu ne găsească dormind. Și trezi și veghind, așteptându-L cu drag. Ca o fecioară curată așteptând mirile să intre în odaia cea de nunt. Să ne ajute Domnul, să ne putem îmbrățișa acolo fericiți. A sosit Ionatan, a sosit fratele, a sosit Vasile. Să nu gândim, ne uităm în dreapta, ne uităm în stânga. Lui, unde-i fratele, unde-i sora? Să nu avem evenimente din astea, ci să ne îmbrățișăm fericiți. În ziua aceea, că nici unul n-a rămas în urmă. Asta este durerea cea mare. Să nu rămânem în urmă și să ne pierdem. Și împreună cu toți frații și surorile noastre, să fim împreună cu Domnul. Așa cum din copilărie am pornit la drum.